Salut și v-am găsit la un nou episod din GTA Online, sunteți și împreună cu Pisica. Bună! Și astăzi, oameni buni, avem un episod foarte special pentru voi, pentru că urmează să ne achiziționăm o nouă mașină de poliție și să începem din misiunile speciale din acest update. Așa că nu uitați să apăsați pe butonașul de like, ne-ați făcut o mega surpriză la episodul anterior, s-au strâns o grămadă de like-uri, o grămadă de comentarii pozitive și am văzut că v-a plăcut foarte mult episodul, așa că, da, am zis, hai să facem un episod, dar mă gândesc așa, la episodul de azi, vreau neapărat să strângem peste 7000 de like-uri, ok? Și fiți atenți, în momentul în care se vor strânge cele 7000 de like-uri, apare episodul următor din GTA. Ce părere aveți? A? O părere foarte bună. Adică, practic, voi apăsați pe butonul de like, când se strâng 7000 de like-uri, bam! Următorul episod de GTA, corect? Corect. Hai să vedem, 7000 de like-uri și de asemenea, vreau un hashtag la episodul de astăzi. Data trecută a fost hashtag poliție. De data asta vreau să avem un hashtag... Hai să vedem ce hashtag să avem la episodul de azi. Hashtag plajă. Hashtag plajă, gata. Sau puteți să dați emoji cu plajă, cu soare, cu de-astea, știi? Pentru că, na, suntem în perioada aceasta de vară, este foarte, foarte cald și atunci, cu siguranță, cred eu că putem... Dar eu nu prea încap pe aici. Nu-i nicio problemă, pisică, nu-i nicio problemă, că în cap până la urmă mai am o mașină de Formula 1. Dar, hai să mergem pe shop, să ne uităm să vedem ce mașină ne vom cumpăra. Deci avem posibilitatea să luăm o mașină de asta veche, de poliție, sau cea mai nouă și cea mai recentă mașină de poliție. Eu cred că o să o iau pe cea mai nouă și cea mai recentă. Mm-hmm. Adică asta, pentru că asta nu a fost în joc până acum și mi se pare foarte, foarte mișto. E 4 milioane... Ok. Aoleu, e 4 milioane, dar hai să zicem, da, deci așa se numește mașina aceasta. Așteptăm să... Apăsați acolo neapărat pe butonașul acela de like. Bă, neapărat, pentru că chiar costă o grămadă de bani aici. Hai să vedem, trebuie să ajungem la garaj, că acolo o să ne livreze. Hai să văd unde... Vină după mine. După tine. Da, vină după mine direct, că ajungem numai decât. Ia să vedeți voi ce ajungem și de asemenea o să mergem la secția de poliție unde se fac misiunile. Să vedeți acolo șmecheria șmecheriilor, da? Și oare pot și eu să le fac? Cred că da, cred că o să poți să dai join. Ia stai să văd eu. Da, o să poți să dai join. Da. Așa, okay. Și o să facem misiunile împreună pentru că practic se va face ca o sesiune diferită, știi? Așa, bun, o dau jos aici frumos. Și hai să vedem, mi-am dat în office garaj 1 parcă. Hai să văd eu dacă îmi livrează mașina unde trebuie să mi-o livreze. Deci vedeți că aici am alte mașini disponibile. Ia uite-o că tocmai ce a apărut. Bă, dar arată bestial. Wow. Sunt curios cum se tunează pentru că și la asta știți că data trecută ne gândeam, bă, cred că nu se tunează cine știe ce, că na, fiind o mașină de poliție și asta nu cred că se tunează, dar bă, s-a tunat exagerat de mult. Deci exagerat de mult, da, s-a tunat. Da, chiar arăta foarte bine. Și hai să... De fapt, stai. Te iau pe tine și aici o tunăm, că știi că... Da, vreau. Dar înainte... Bombă, ce bine arată. Bă, chiar arată bombă. Dar înainte să o tunăm, hai să o plimbăm puțin prin oraș pe aici, prin jurul clădirii, să vedem cum arată acum, să ne facem așa o impresie. Deci cam așa arată sirena. Bă, dar e mișto, uite-te în față cum arată. Deci, wow. Foarte tare. Are foarte jocurile astea de lumini foarte, foarte mișto. Scrie și acolo pe spate. Da, deci foarte, foarte uite mișto. Și farurile din spate cum fac. Da. Păi, ideea este că cu această mașină tu poți, de exemplu, să faci misiunile astea simple în care te duci și cauți infractori, dar de asemenea te poți duce la secția de poliție și să... Faci misiunile alea mai mari. Ei, noi o să facem astăzi misiunile alea mai mari, da? Pentru că data trecută v-am arătat misiunile astea simple în care te duci doar să prinzi infractori. Bun, hai să mergem să o tunăm, să vedem cum e. Și pe aia mergem la misiune și la misiune vom merge tot cu mașina asta. Da. Tot cu mașina asta mergem. Vai de mine. Hai, cam înțeles. Dar eu trebuia... Nu înțeleg că ai fost prea aproape. Da, eu trebuia aici să pot să intru în garaj, dar nu prea am intrat în garaj. Da, acum. Bun. Are nimic, că se repară automat când intri în garaj. Nu fac eu probleme de chestia asta. Bun, intrăm în garaj frumos. Și, bă, neapărat să apăsați pe butonașul de like dacă vreți să se întoarcă seria de GTA pe bune, ca pe vremuri așa. Că da, merită, zic Zor, eu. De ce am ieșit și eu de la păi tine? Păi ne-a dat afară, poți să intri la loc. Acum, got. Faza e că, cred că trebuie să intru iarăși. Așa.
Până mi-apare chestia cu Modify. Gata, abia acum mi-a apărut. Ia să vedem ce putem face pe mașina asta. Bă, eu zic că o să se tuneze frumos. Eu așa zic. Hai să vedem. Ce vrem? Hai armură? Clar vrem armură la maxim. Eu încă am ecran negru, gata acum. Așa, bumper. Hai să vedem ce schimbăm. Deci fiți atenți aici. Bă, cred că o să fie, că vezi că acum e în două culori, dar pe față e tot cu negru. Dar cred că o să fie cu alb. Alb cu negru. Uite așa cred că o să fie. Așa, rear bumper. Are și parașut în spate, ia uitați-vă. Da. Stai puțin, ați mai văzut mașini de poliție cu parașută până acum? Că eu n-am mai văzut. Țevile astea de exhaust. Poți să le pui pe laterală aici? Laterală? A, vezi că îmi place așa. Grila. Mai agresiv așa. Hai să vedem, ori așa. Deci ori așa să o facem. Ori... Așa, dintr-o bucată. Care nu zici? Asta? Nu asta, asta, da, asta cu negru. Ok, hai să facem așa. Headlight covers. LOL. Poți să-i schimbi până și far. LOL. Zici că e poliția. Vai din viitor. Vai de capul meu cum arată. Așa o fac. Wow. Da, lasă-o așa că n-am mai văzut până acum. Chiar n-am mai văzut până acum așa ceva. Iese motorul afară la poliție. Da, nu cred că ați mai văzut asemenea poliție până acum, vă zic sincer. Problema e că farurile astea nu știu dacă să meargă. Dar hai să vedem livery-urile. Poliție. Șerif, am fost data trecută. Mamă, câte sunt. Da, se zici că e poliția de curse. Bă, chiar poliția de curse. Poate să fie așa. Vedeți aici unde scrie poliția mare. Uite asta. Polis, cred că așa o lăsăm. Mai e unul, să știi, care are și pe față. Unde? Scrie cu galben. A, indicativul ăla. State trooper ăsta? Nu, mai e unul care scrie poliție. Polis. Uite, vezi? Aha. Ăsta-i. Cred că asta o lăsăm. Îmi place așa. Bun, police equipment. Deci avem nevoie de... Fiți atenți. Păcat că nu le pot porni aici. Păi dacă aici. Vine la intervenție mașina asta, nici mai gata, te predai. Nu mai stai la discuție. Uite-te, deci astea-s camere ca idee, de jur împrejur. Câte chestii, deci nu pot să cred. Doamne, searchlights, fiți atenți câte chestii pun. Clar, lumini de-astea așa pe față. Emergency, deci astea sunt... Wow. Ok. Deci poți să ai asta nu prea se potrivește că e cam ideea veche. Deci pune pe aia care e ca un uite asta ca o săgeată așa. Da. Dar care e diferența între astea două? Vedeți că sunt astea două, dar gen nu. Eu nu văd că se schimbă. Păi asta că nu văd nicio să se schimbe ceva. Oh, pun pe asta, nu știu, habar n-am. Ce pushbar. Mamă. Oh, îi pui de asta să împingi infractorii. Dar știi care e faza? Că dacă îi pun, parcă strică designul mașinii, parcă știi? Strică, da, parcă nu se, parcă revine ca o mașină clasică. Poate place, așa? Îmi place ideea. Poate așa ceva basic, știi? Da, ceva așa micuț. Basic. Că dacă îi pui de asta așa... Nu, e prea, deja o duce în mașină normală. E prea mult, știi? Cred că așa o să, basic. Bun, rear panel. Oh, vezi că îmi place așa. Ia. O pisică, stai așa că i-am pus ca în față. Dar știi care e faza? Că îi anulezi farurile și stopurile. Nu mai ai faruri și stopuri deloc. Da, pentru că uite, acum le vezi, stopurile sunt luminoase. Și dacă îi pun bara asta, nu mai ai stopuri deloc. Bine, acum, sincer să fiu, arată bine. Hai să lăsăm așa, că n-am mai văzut așa mașină până acum. Bine, așa cromată nu facem. Nu poți să-i schimbi culorile la mașina de poliție. Că bă, dacă nu e alb cu negru, parcă nu... Da. Ce, cu roz? Nici roșie nu merge, nici roz. Nu. N-ai cum să, nu. Ori așa, ori nu e, adică... Ori nu mai e și gata. Roll cage. Hai să punem și roll cage în interior. Acoperiș. Să-l facem? Na, strică. Da, să-l așa. Ăsta-l facem așa. Spoiler pe spate. Hai să vedem spoilerul de pe spate. Ioulu. Stai să vedem... Știi care e faza? E că parcă strică puțin aspectul, parcă sunt prea multe chestii. Cred că o să punem un spoiler de ăsta așa. Așa, finuț, exact. Poate nici măcar... Poate alb să pară... Nu merge. Cred că așa o să... Dar e cam ridicat, e prea ridicat, într-adevăr, adaugă prea mult. Cred că o să fie ăsta. Ceva super basic, pentru că strici mașina, nu știu. Da, e un design așa,
E un design așa și se strică total. Jantele nu le schimbăm pentru că sunt jante de astea de poliție. Pune doar să fie bulletproof. Da, ai dreptate. Tires bulletproof, să nu se spargă cauciucurile ca așa. Să nu se vadă în interior așa. Și gata. N-avem cum să modificăm... Să vedem. Exit to ground. Da, asta trebuie, ca să ieșim de tot. N-ai cum să pui neoane. Asta e singura chestie pe care nu poți să o faci. Dar în rest... Ia uitați-vă. Mamă, arată prea bine. Ia dă-i drumul la sirene. Astea sunt searchlights. Ia uite cât bat în față. Dar uitați-vă, deci n-am stopuri, n-am faruri. Da, deci ca să ne înțelegem. N-am niciuna dintre astea. Ia uite. A? Mamă. Altă viață, mă duc după infractori așa. N-ai treabă. Și îmi place că s-a făcut noapte pentru că pe timp de noapte vezi cel mai bine jocul de lumini. Corect? Uh-huh. Corect. Problema e că, da, n-ai faruri, n-ai stopuri. Ai totul beznă. Bănesc, bă, arată mult mai bine, dar acum, na, mă vede lumea după astea, bănesc. Dar sau? Da. După astea. Că n-am farurile din față, dar am astea de pe laterale. Astea, da, păi te ajută. Te ajută, nu vede lumea dacă pun stop, dar... Ei. Ce mai trebuie să mai vadă? Vede luminile, du-te la o parte, bă! Oprește, trage pe dreapta acum! Acum mă dau eu ofițerul. Ia uite. Trage pe dreapta, am zis! Dă-o jos din mașină! Ieși din mașină, ieși! Poarge geamurile! Așa trebuie! Gata, pisica, am rezolvat cazul. Haide, capitanule. Am prins infractorul. Bun, hai să mergem la secția de poliție. Tu n-ai văzut până acum secția de poliție cum arată. Nu putem să intrăm înăuntru, dar parcăm aici afară frumos. Păi, dar vezi că pot să... Cred că pot să intru și eu? Sau? Păi, eu trebuie să aștept să-ți dau invite. Ah, ok. Bine. Mă duc acum aici la domnii polițiști. Nici nu mai știu cum te dăm invite? De pe mesaje? Cred că de pe mesaje, da. Ok. Hai să vedem. Mă anunți când ai invitație. Purchase all ammo, super heavy armor, confirm și îți dau ție invite all from current session, că doar tu ești. Bun. Aici nu. De pe mesaj, acolo cred că trebuie să-ți vină. Gata, l-am găsit. Nu era mesaj, era ceva, nu știu ce. Cred că e ceva, secțiune specială. Hai să iau armură. Da, cumpărăți armură, gloanțe. Așa, gata, echipată, gata. Gata, totul e bun. Și acum o să vedeți, practic, misiunile din noul update, misiunile de poveste, cum ar veni. Sunt misiuni speciale bazate pe chestia asta cu poliția. Deci hai să vedem. Ia să vedem. Te-a băgat și pe tine? Acum. Gata, domn. Ia uite-ne. Ce zici, mă? Să înceapă distracția. Îmi place că sunt îmbrăcat în polițist, chiar îmi place. Mi-a dat gentuță. Da, și eu am gentuță. Hai, devin un coace. Avem mașina noastră pe care am tunat-o aici. Mi-a dat motocicleta. Da, dar poți să vii cu mine. Păi vin cu tine, clar. Și practic îți dă ultima mașină sau ultimul vehicul pe care l-ai avut. Uh-huh. Ți-l dă în misiune, ceea ce e mișto. Și hai să vedem... Deci sunt două puncte. Unul aici și unul aici. Hai să mergem la A prima dată. Să vedem. Mergem la A prima dată. Să vedem ce se întâmplă în orașul ăsta, domnule, că suntem polițiști până la urmă. Astea sunt niște misiuni mai avansate puțin de față de misiunile alea basic pe care le faci. Normale acum pe sesiune. Polițiști. Acum fața că poți să-ți dai invite la prieteni și și prietenii tăi vor putea să fac misiunea cu tine, pe când misiunea la din sesiune, ai văzut și tu că doar mie mi-apăreau, atât. În rest, tu puteai să dai join așa, dar nu vedeai ce ai de făcut. Nu. Așa, ia să vedem. Mamă, dar din mașina asta nu prea vezi mare lucru de motorul ăla din față. Sincer. Să ai arma pregătită, că s-ar putea să găsim infractori aici. Și acum intrăm undeva? Ia uite, infractori. Îi văd. Dăm jos, luăm... Aș. Stai că vreau să-mi iau și eu cea mai bună armă. Ia uite-l pe băiatul acolo. Uite, mai e unul sus, ai grijă. Și bang!
Oh, bravo, bravo. Da, eu le dau cu lasere direct. Și poliția din Vitoriu. Unde-s, mă? Ia uite, mă, ia uite, mă. Să-ți dau vreun punct. Vezi că-s mai mulți. Mamă, dar nu văd. Uite, unul e aici. Ia. Ai grijă, deci, ai grijă. Spate? Nu, ok. Ah, vezi că vin unii. Din ce parte, din ce parte? În spate, cred că sunt mașinile. Am văzut, am văzut, am văzut. Știi că trage în ăsta. Eu nu pot să trag decât cât un shoot. Ah. Am crezut că poți, că ziceam să iau eu pe aia din spate. Dacă vine unul pe aici. Vine unul pe acolo, ia. Ia, mă, să schimbă ăsta, că nu mă, mă enervează. Pe spate, ai grijă. N-are șansă. S-a dus pe altă stradă. Bun, și acum hai, ce facem? Hai, vină încoace, vină încoace. Trebuie să mergem, da. Aici, unde e garajul. Uh-huh. Intră înăuntru, nu? Intră cum? Eh. Eu scudit am mai minigun-ul cu lasere, cu d-astea. Așa umblă poliția. Era cea mai bună armă. Salut! Și acum, pisică, vezi unde e mașina aia de spălat prima? Du-te dacă acolo. Dacă să fac hack, eu nu știu. Nu, no, trebuie să strângi banii de acolo, din mașina aia de spălat. O, îi strâng. Și dă-i click-uri multe, click-uri. Multe. Ia uite, ne îmbogățim, pisică, ne îmbogățim, așa face poliția. Nu știu ce să zic despre chestia aceasta. Nu știu ce să zic despre chestia aceasta, dar noi suntem niște polițiști mai șmecheri. Nu, chiar așa, oricum. Și acum trebuie să plecăm. Gata, trebuie să plecăm de aici. Le-am furat banii. Poliția fură banii. Bă, acum ce trebuie să recunosc e faptul că ăștia sunt niște oameni răi. Noi n-am luat banii de la oameni buni, dar... Nu, ne-am luat de la oameni răi, ia. De la oameni răi luăm banii. Unde sunt, mă, ăștia? Plecați, mă, de aici. Hai. Intră mașină. Mai sunt inamici, dar nu stăm după ei acum. Mai sunt, dar lasă-i. A, uite că îi bat eu pe ăștia de aici. Da, știi ce mi se pare amuzant? Că ai scos mâna pe geam, dar geamul e închis. La tine e la fel? Ia scoate mâna pe direct geam. Direct prin geam. La mine geamul spart, să știi. Da? Da. Uite, la mine eu am spart geamul meu, dar la geamul tău e intact. Nu, la mine e spart. Așa. Uite, scoate mâna prin geam, dar nu... Bă, what? Doamne, ce ciudățenie! Da, am observat o grămadă de bug-uri în update-ul ăsta nou. Da, în update-ul ăsta nou, da. Chiar multe bug-uri pe față de ce... Cu ce eram noi obișnuiți de la Rockstar Games, dar... asta e, ce să faci. Ok, mai avem un punct unde trebuie să mergem. Hai să vedem ce e acolo, pentru că... Ăla e singurul care a mai rămas pe hartă în momentul de față. Și mi se pare tare că în misiunile astea, bă, poți să faci ce vrei tu. Poți să intri, să calci oameni, să nu știu ce. Nu vine poliția după tine, că practic tu ești poliția, adică... Normal. Tu faci un bine acum. Tu faci legea în oraș. Nu altcineva. Ulu. Oh, vezi că aici mai sunt. Cred că ar trebui să spargem. Stai că sunt din spate, vin din spate. Ok. Bă, dar vreau și o armă ca lumea. Vezi că poți să le dai cu ce vrei tu până la urmă. Poți să dai și cu AG-ul dacă vrei. Caută, ăștia ștunează mașinile. Du-te, bă, de aici. Cu mașina ta. Da, bă, pușcă cineva, dar nu știu cine. Așa că vin din spate unii. Gata. Noapte bună. Aha. Să vezi unde trebuie să intrăm, că nu știu. Aici? Uite aici. Aha. Da. Aici nu știu dacă sunt tot mașinile spălate sau... Ha? Da, tot. Stai că trage unul. Ia vezi. Aha. Stai jos. Bă, sunt trei mașini de spălat aici. Trei mașini de spălat acum. Bagă repede. Oh! Da, vezi, nu te poate împușca cât iei banii. Da. Stai și te așteaptă. Hai, așteaptă-mă, băiatule. Bă, ne așteaptă. Uite, mă, e băiat de treabă, vezi? Bă, uite, deci n-ai ce să-i zici. Abia acum începe să tragă. Vezi? Bă, nu am arba. Vezi, mă, deci chiar băiat de treabă, n-ai. Chiar ca lumea. N-ai ce să-i comentezi. A stat omul așteptat să tragi în el. Nu poți să... Acum ce să zici? Ce să zici despre el? N-ai ce să comentezi. Bă, bune. Gata, mă, ne-am îmbogățit. Fugi! Fugi, pisică, ne-am îmbogățit. Aici, gata. Ia vezi. Oh! Bă! Ne așteaptă ăștia. Din spate. Că e după gunoi. Pleacă, mă, de aici. Intră repede în mașina noastră de poliție tunată. Bă, și tare dacă chiar ai putea să activezi parașuta aia din spate. Știe cineva dacă există vreo posibilitate să activezi parașuta? Nu știu.
Poate trebuie să te arunci de undeva, de la înălțime? Nu cred, că aia e făcută să pună stop mașinii, practic. Ai viteză prea mare, cum ar veni, știi? Da. Dar, într-adevăr, mașina asta e destul de viteză umană, n-am ce să comentez despre ea, chiar își face treaba. Până ne prind ăștia. N-au treabă cu noi. Poate, au rămas în Opa! Și vezi că din cauza că am pus, sau datorită faptului că am pus chestia aia în față, ziceam noi că nu arată bine, că nu știu ce, dar uite că am intrat în unul full și mașina nici nu e boțită măcar în față. Nici pic de problemă n-are în față. Deci chiar stă da, bine. Da, e ca lumea. E ca lumea. Da, bine, mașina asta de poliție, ce să zici acum, la 4 milioane bucata... Sincer, nu, nici nu prea e distrusă așa de mult. Știi? Nu, e foarte rezistentă. Și faptul că te poți juca cu mașina asta pe sesiune publică, adică, practic, da, e o mașină ca oricare alta. O bagi în garaj, o tunezi, da. Nu poți să o tunezi la stațiile astea publice, dar dacă tu ai un business și ai loc de tuning, ți-ai cumpărat loc de tuning în businessul respectiv, fără probleme ți-o tunezi acolo. Ușor, așa. Da, dar trecut tot aici am dus. Păi aici e lăcașul nostru. Practic de aici am și pornit misiunea, dacă știi, la început. Gat. Am venit cu banii. Ce vorbești? Ia să vedem. Au intrat banii? Am rămas așa într-o parte. Au intrat banii sau n-au intrat banii? Ia să vedem. Au intrat niște... de-astea, niște experiența a intrat, dar banii unde-s? Banii nu prea. Păi am luat atâția bani. Banii aia, că doar i-am luat. Nu? Păi asta zic, unde-s banii, frate? Că până la urmă am luat o grămadă de bani din mașinile alea de spălat. Ar trebui să ne dea banii. Și acum să vedem dacă ne bagă pe aceeași sesiune, nici nu știu. Și cam asta a fost episodul de azi. Eu nu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și dacă mai vreți și alte episoade, nu uitați să apăsați pe butonașul de like. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa!